Victor Ponta rupe tăcerea. Într-un interviu pentru tiripesurs.ro, fostul premier dezminte acuzațiile lui Vanghelie Video. Fostul premier Victor Ponta rupe tăcerea. Într-un interviu acordat în exclusivitate tiripesurs.ro, sublinierea dezminte acuzațiile făcute recent de fostul primar Marian Vanghelie. Fostul lider PSD susține ce Vanghelie minte, sublinierea încearcă, prin dezvăluirile făcute recent, să distragă atenția de la rezultatele guvernării. Eu totdeauna am considerat ce Vanghelie e opa, oru subliniere ină pentru PSD. Până la urmă, e un escroc. Am făcut un lucru bun ce l-am dat afară din PSD. Cred ce în subliniere îi bate joc de ni subliniere pe jurnale subliniere ti. Ce face? În subliniere tiu? Cred ce vrea ni subliniere te atenție? Nu îl ia nimeni în serios. Am văzut o chestie, de aia zic ce în subliniere îi bate joc de jurnale subliniere tip. Parcă a zis Vanghelie ce am fost la Băsescu acasă. Mă uit subliniere îi la cameră, habar nu am avut. Nu am fost în viața mea la vreo casa de-a lui Băsescu. Nu l-am rugat pe Băsescu să mă pun ministru ce nu avea acum. Nu a existat niciodată nicio listă. O parte din oamenii care au probleme cu legea, inclusiv Vanghelie, au pentru ce au furat. Eu am avut probleme, vă aduceți aminte când scotea Iohannis lista? Vanghelie, bunea Stancu, nu zicea niciodată de mine. Pe acea listă se află Victor Ponta. Eu sunt trimis în judecat, sunt azi un inculpat. Nu a făcut nimeni nicio listă. Eu mă puneam pe mine pe listă, doar câinele nu mi l-au anchetat naul. Sunt ni subliniere de minciuni care prind la o categorie mic de oameni. Puțini neuroni. E o chestie de făcut, trebuie să nu vorbim de guvernare, de bani. Am lămurit? Nu a existat nici o listă, niciodată, iar eu sublinierei familia mea suntem toți pe lista NAFLO, e subliniere ti sau a lui Unche subliniere elu, a spus Victor Ponta.